Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei a fost organizată o conferință la Consiliul Județean la care au participat reprezentanții instituțiilor publice din Argeș. Fiecare și-a expus viziunea asupra acestei structuri, viziune raportată și la obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă. Evenimentul se află la cea de-a treia ediție, iar tema propusă în acest an a fost antreprenoriatul în familie. Familia reprezintă un soi de personalitate colectivă care, prin tonalitatea și atmosfera sa colectivă, prin impactul asupra formării copilului, prin dimensiunea sa culturală și gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant. Orice dezacord și stare tensională care apare la nivelul mediului familial generează tulburări emoționale, sociale și morale asociate cu diverse reacții neadaptive. Anul acesta, Universitatea din Pitești împlinește 50 de ani de existență și comunitatea academică reprezintă, dacă vreți dumneavoastră, în contextul discuțiilor de astăzi, o familie în sine, cu frumusețile și cu problemele ei, dar o familie care, vedeți, că aniversează deja 50 de ani de existență. Una dintre pârghiile cele mai importante, dintre pârghiile esențiale, este educația. Inclusiv educația familiei, pentru că o familie sănătoasă va însemna întotdeauna și o societate sănătoasă. Dragoș Dinculescu, inspectorul școlar general, a comunicat în cadrul conferinței și date statistice ale unui studiu realizat la nivelul județului, în urma căruia s-a constatat că situația economică a țării are efecte negative asupra familiei. Dintr-un total de 94.000 de elevi și preșcolari, în aproximativ 5.000 de elevi au fie unul din părinți sau ambii părinți plecați în afară. Ei asigură o prosperitate a familiilor lor, chiar dacă sunt plecați în afară, dar să știți că familiile au de suferit. Acești copii sunt mai vulnerabili. Gândiți-vă că este un procent cam de 5%. Familia reprezintă celula de bază a societății. Acesta a fost și principalul motiv pentru care Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 1994 Anul Internațional al Familiei, tocmai pentru a iniția și susține un plan de măsuri care să vină în ajutorul familiei. De atunci, sărbătorim în fiecare an, pe 15 mai, Ziua Internațională a Familiei.